În perioada 10-19 februarie a avut loc ediția 110 a salonului auto de la Chicago, cel mai mare auto show din America de Nord. Publicațiile de profil au desemnat cu această ocazie mașinile anului în Statele Unite. Prezenți la eveniment împreună cu colegul Dan Cosma, am încercat să surprindem pentru dumneavoastră cele mai interesante exponate, atât din producția autohtonă cât și internațională, începând de la mașinile concept sau experimentale, la cele sport și până la mașinile antice sau de colecție. Bun venit la Chicago Auto Show, vă spune Dan Cosma și Marian Petruța. Iată, ne ajungi la ediția cu numărul 110. Primul show auto de la Chicago a avut loc în anul 1901, dar nu avem 117 ediții pentru că în timpul celui de al doilea război mondial nu s-au construit mașini din motive. Metalul era folosit în industria de armament, dar iată, ne suntem în 2018, o ediție aniversară, ediția cu numărul 110, așa cum am spus. Ce mașini vom vedea astăzi aici la Chicago? Care este mașina anului în America de Nord? Sunt prezenți 30 de constructori de automobile. Mașina anului 2018, al treilea an consecutiv, îi revine Honda Accord. Trebuie menționat faptul că salonul auto de la Chicago vine după cel de la Detroit. Jurnaliștii au analizat destul de bine piața și au declarat această mașină ca fiind cea mai performantă, cea mai bună din punct de vedere cost și performanță. Probabil cel mai bun raport preț, calitate, performanță. Spune-ne, te rog, în ceea ce privește camionetele, pentru că și acolo a fost declarată mașina anului, cea de la compania Lincoln. Deci cel mai bun sport utility vehicle al anului 2018 este Lincoln Navigator. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că sigur nu o să vă pară rău, o să vă prezentăm cele mai interesante mașini și sperăm că o să vă placă. How's everybody doing? Come on, take a look. You got the bagels over here too. Welcome to Ford. Thank you. That's awesome. Did you have fun at the auto show today? It was pretty good, yes. Yeah. It was amazing. I'm glad you came back to Ford. Awesome, yes. Yes, nice to see you again. Nice to see you too. All right, well, I'm going to have to power down to recharge my battery. Which company are you with again, Miriam? Romanian American Media. That's right, Romanian American Media, hanging out with Hank the Robot at the 2018 Chicago International Auto Show. Awesome. Nice, thanks man. Thank you. Bye humans, thanks for coming to Ford. I'll see you guys later. Hank. Oh wow, look at all these humans over here. Hey humans. Hey guys. Bye Hank. Bye guys, thanks for coming to Ford. Oh, thank you. You guys are awesome. Hey, by the way, follow me on social media, okay? It's at Hank the Robot, like the sign behind me right here, at Hank the Robot, on Facebook, Twitter, Instagram, the whole thing. I'm gonna take you around Camp Jeep. You guys been here before? I've been last year. Okay, well here we go. We're gonna leave the auto show and head on out to the wilderness. Gonna show you what this 2018 Rubicon can do. We'll be right back.
Suntem în mașina anului 2018 în America de Nord, vorbim de Lincoln Navigator. Navigator, deci o mașină, după cum spuneam mai devreme, sport, care începe undeva la $72,000 și merge undeva până spre $90,000. E o adevărată bijuterie. Dane, ce ne povestea domnișoara asta drăguță despre mașina asta? Acest model 2018 vine cu o transmisie nouă, cu 10 viteze. 450 de cai putere. Da, este are un motor V6 EcoBoost, destul de puternic. Cam așa arată interiorul cu computerul de bord. Are și trapa. Un cap aici până la 3-7 persoane. Foarte spațios în interior. Tapiseria foarte elegantă și culori atrăgătoare. Cam așa arată un Humvee al armatei americane. În astea se înghesuie soldații când prin Irak și Afganistan și zonele de luptă. Aici tureta. Se stă afară. Foarte înghesuită mașinăria. Cam așa arată un Humvee. Și-au adus mașinăriile cei de la armata americană, că o să vrea să recruteze, probabil. E o măsură, e o metodă mai degrabă de marketing, de a fi prezenți aici în zilele următoare, când o să fie zeci de mii de vizitatori și o să îi încurajeze să se înregistreze. Deocamdată nu e nimeni pe aici. Așa arată. Mașina anului în America pentru al treilea an consecutiv este Honda, mașina Honda, Honda Accord mai precis. Mașinile asiatice, excelente mașinile.
mașină foarte elegantă. Să vedem cum arată portbagajul. Așadar, mașina anului. Între motociclete și mașini care au apărut aici prin America. Costă undeva la $30,000. Un fel de mașini sport, așa, de perioada verii, cu trei roți. Există foarte multe pe drumurile americane. În orașe, că nu cred că le dau voie să circule neapărat pe autostradă. The revolutionized cargo bed is the most functional cargo bed of any full-size pickup truck. And the all-new bed interior cargo volume is almost 7 inches wider, 2 inches taller, and 1 inch longer, which means more room for your material and gear. Customers want the perfect truck for them. Not a one-size-fits-most truck, because no two truck buyers are alike. So that's why Chevy Silverado has eight, yes, eight models to suit every customer's lifestyle and utility need. Now the RST has a bold, sporty, street-ready appearance that stands out on any street corner. And the LT Trail Boss is designed to command attention for the adventurous go-anywhere truck buyers. It's off-road ready and complete with all the comforts and convenience for wherever life takes you. So if you'd like to know more, come on over and let's talk about it. Let's get you inside with an all-new 2018 Chevrolet Traverse. Thank you so much for your time, your attention, and your loyalty to the brand. Welcome to Chevrolet.
Suntem la standul Honda, mașina anului în America de Nord, la categoria sedane. Sedan. Suntem la finalul zilei, foarte multe mașini, atât europene cât și americane. Dane, cum ți se părută spectacolul automobilistic de azi? Spectacolul este într-adevăr impresionant, este un spațiu imens, aici sunt foarte peste multe. Un milion de square feet. Da. Eu sunt de părere că e nevoie mai mult decât o zi pentru a vedea într-adevăr cu amănuntul tot ce prezintă, tot ce se... Da, rezervați-vă mai multe zile pentru Chicago Auto Show, mai ales că o să fie foarte multă lume care o să vină și o să fie mai greu să se circule, dar sperăm că imaginile care vi le prezentăm o să vă convingă să treceți pe aici, pe la Chicago. Dacă nu, sperăm că o să dați un like la canalul de YouTube sau pe Facebook sau pe unde o să ne vedeți. Așa că pentru Arca TV, Dan Cosma, Marian Petruța, toate cele bune! Pe curând! Founder of CBON Movement. We were born out of an arduous desire to empower, inspire, and literally see beyond our conditioned beliefs. The team of CBON Magazine is here to literally inspire you through their stories, take you beyond your condition. Please join us, empower us, and support us, and literally see beyond.